Accidentul a avut loc în imediata apropiere a benzinăriei de la ieșirea din municipiul Buzău spre Ploiești. Din primele date reiese că șoferul autoturismului a ieșit din benzinărie și a pătruns pe drumul principal în momentul în care motociclistul circula dinspre oraș. În urma impactului, tânărul de pe motocicletă a fost aruncat aproape 10 metri și nu s-a mai putut ridica. O ambulanță a sosit după mai multe minute de așteptare. De cealaltă parte, șoferul autoturismului a scăpat, afăr el susține că motociclistul ar fi de vină. M-am asigurat, n-am văzut nimic. A venit cu luminile stinse, pe o roată, la 2 metri l-am văzut, n-am avut ce face. Nici să accelerez, m-am și speriat. Și au făcut, s-au plimbat. S-au plimbat, de jumătate de oră tot cât am alimentat, numai pe o roată mergea. Unul era acolo, unul acolo, n-am auzit nimic. Exact. Și ăsta cu luminile stinse au venit. N-am văzut nimic. Am mar toată lumea aici care a văzut. Martorii în majoritate din staful unui partid politic la pândă prin zonă declară că, înainte de producerea accidentului, atât motociclistul accidentat cât și amicii lui făceau curse la ieșirea din oraș. S-au plimbat de vreo jumătate de oră. Au făcut curse pe o roată 150-200 la oră mergea. De o jumătate de oră, cred că. Vreo 15 curse. Și în stânga și în dreapta. Și când cel din față a ieșit de la Peco, noi eram în spatele lui. S-a auzit o buitură și l-a lovit din virea cu farul stins. O roată mergea, pe o roată. O roată. M-am speriat când l-am văzut. N-am văzut așa ceva în viața. Uitați-l și roata în față. Unde m-a lovit? O roată. Ce mai cauciu pe acolo? Te-a lovit acolo roata în față? Cum bă, frate, că ați văzut o roată? M-am marcat, nu am văzut o roată ascultă aici. În timp ce șoferul mașinii explica, prietenii motociclistului au intervenit. De aici a început și o ceartă între cele două tabere. Pe unde este roata? Uite aici ce m-am lovit! Uite janta! Toți voi sunteți de aici, ce dracu' aveți? Veniți, faceți concursuri aici, aici e pistă de concursuri, voi ce faceți? Păi de ce mergeți cu pe o roată aici? Ce așa să merge? Cu lumele stinse, pe o roată mergeți în sus, unde vă credeți? Dar poate avea o familie în mașină, ce faceți? Dacă intra în mașină... Da, bă, dar ăla n-are familie! Păi bă, așa să merge, dar lasă să merge! Dar cum să meargă pe o roată, mă, cu viteza aia? Cum nu mergea cu viteză? Cum nu mergea cu viteză? Că avea peste 100. Nu sunt radar, mai eram acolo și v-am evitat și eu, mă. Nu mă gândiți ce m-am lovit lovitura aia, lovitura aia, dacă e. Cu cât? Cu cât? Am dorit stâncul și alea, cu cât? Ce viteză pute? 100. Avea 150. Avea 150. Ce rugămintea să faceți liniște una la mână și să vă dați să ne facem și noi treaba, da? Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală. Rămâne de văzut dacă șoferul autoturismului va fi scos singurul vinovat pentru producerea accidentului sau se va ține cont și de împrejurări.